Imediat sărbătorim 1 decembrie, Ziua României. Micuții de la Școala 27 au pregătit un program special pentru o zi specială. Au aflat despre istoria României, au îmbrăcat portul național și fiecare a pregătit câte un moment special. Elevii claselor pregătitoare au venit astăzi la școală gătiți de sărbătoare. Portul național nu a lipsit, la fel și activitățile specifice sărbătorii. De ce ai venit îmbrăcată astăzi în portul național? Ca să sărbătorim 1 decembrie, că e ziua României. Bravo! Și aici ce desenezi? Desenăm niște români, o româncă și un român și steagul României. Și ce culori are steagul României? Roșu, galben și albastru. Desenez niște românași și steagul României. Și ce culori are steagul României? Roșu, galben și albastru. Cei mai mari au pregătit scenete, cântece și poezii pentru Ziua României. Bună ziua la toată lumea, pentru cine nu vă cunoaște. Eu sunt primarul satului. La mulți ani, aș Gheorghe. Dar ce-i cu dumneata? De ziua dumneitare, totdeauna s-a bucurat satul și cu toți am cântat minunat. Este o zi deosebită pentru poporul român și ca atare o cinstim și încercăm ca tinerei generații să le sădim simțul patriotic, să fie mândri că sunt români. Trăiască România, la mulți ani România!